Seria concertelor din Casa de Piatră din Dej a continuat vinerea trecută cu spectacolul celor de la Mossad și Yala. Chidi, colegul nostru de la montaj, alături de DJ Trix, Ozi, Nato și K9, au cântat 13 piese pentru publicul prezent. Odată cu acest concert, băieții și-au lansat și albumul De la capăt, iar Nato a cântat în premieră o piesă compusă de el în limba engleză. Concertul așa per total, cum îl vezi tu? Da, peste mediu, să spun așa. Bine, mie îmi place că este în Dej, în primul rând. Și dacă cântăm în Dej, eu o să te mai văd, suntem acasă, e ok. Nu are cum să iasă prost acasă, niciodată. În mare parte suntem mulțumiți, dar nu există loc de mai bine. O sonorizare mai bună, organizare mai bună. Da. Un public mai bun? Nu trebuie un public. Publicul care a fost în seara asta a fost acel public din Dej care ne apreciază. Credeți că nu vă ascultă lumea? Păi lumea ne ascultă, dar majoritatea publicului nostru cred că se încadrează printre minori și în momentele în care am susținut concerte și în anii trecuți în această locație, dacă nu a fost intrare și a fost totul pe gratis, am avut public numeros. Acum că s-a pus și intrare... Asta înseamnă că nu vă apreciază? Ne apreciază, dar cu vorbe bune numai. Un album, ceva? Album solo sau cu trupa? Și solo și... Păi solo, deocamdată pregătesc un advance care va conține cam 10 piese în limba engleză, după care o să pregătesc un album solo și sper să meargă. Colaborarea dintre trupa Yala și Mossad a început acum câtva timp, De la capăt fiind rodul unei bune organizări și a unei bune colaborări între cele două trupe. La început băieții veneau și lucrau la noi în studio și acolo a început așa o mică colaborare între noi și ei, iar iată s-a întâmplat că, să zic, nu problema, n-a fost o problemă, colegul nostru Lexic a plecat în Germania și am rămas cumva așa descoperit. Trupa Yala a trebuit să găsească o modalitate de a apărea pe scenă, eu singur nu pot să duc în spate un concert întreg. Artistul familiei Someș TV, Kidi, pregătește pentru acest sfârșit de an un EP cu 3 piese care vorbesc despre experiențele de viață prin care a trecut. Stau curajat, apoi